Mamă. Aoleu, mamă. Niciodată să nu intri în fabrica McDonald's din Minecraft. Băie și fete, bine ați venit la partea a treia din Creepy McDonald's în Minecraft, în care vă arăt de ce niciodată să nu mergi la McDonald's în Minecraft, fraților. Ei bine, primele două episoade au avut parte de un suport imens de la voi, așa că vă rog și la ăsta să apăsați butonul de like cât mai rapid ca să facem și partea a patra. Ei bine, fraților, vă sfătuiesc să vă uitați la primele două părți, însă în cazul în care ați făcut-o deja, știți că am ajuns aici, tocmai ce am intrat în fabrica lui Ronald McDonald, și trebuie să vedem, boys, care-i treaba aici, pentru că e ceva suspect aici, deoarece toată lumea din oraș a început să moară, au început să primească mâncare otrăvită de la McDonald și au început să moară. Iar acum, boys, noi trebuie, mai avem aici încă 2 dăștia, mă, ăla, ok, mai avem aici încă 2 dăștia și încă unul pe aici, dacă nu mă înșel, ia stați 2 secunde. Bă, mai era încă unul pe aici, boys, dar nu mai văd. Bun, deci oficial cred că toți au murit. Este acolo și haide să intrăm în fabrică. Let's go, bun. Am intrat aici în fabrică. Ok, uite-i pe ăștia aici, bro. Mă lași în pace. Bang, 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 bang. Să dăm asta așa. Bang, așa. Bun, boys, îi executăm pe absolut toți. Let's go, let's go, let's go. Și haide să mergem rapid. Să mergem mai sus, teoretic. Let's go. Deci cât mai sus, boys, trebuie să mergem. Să vedem care-i treaba. Ok, aici nu pot să intru. Am un ăsta blocat. Deci înseamnă că trebuie să mă duc în spate. Bun, bun. Mamă, deci mi-e așa de frică că sunt în fabrica McDonald's. Nu știu, boys, cred că în orice moment, deci sunt pus în pericol aici. Pot să mor în absolut orice moment. Hai să băgăm cu bibă, mă, dar eu nu mai am mâncare. Așa, bro. Ok, avem aici niște chesturi. Cred că de aici o să găsesc cheia. Cine e ăla, bro? Ia, mamă. Bro, ok, era ceva cu foc avea băiatul ăsta. Mamă. Ok, boys, mai am o inimă, fuck, ok, ok, mai am o inimă, deci după cum vedeți aici. Bun, oamenii mei, am făcut rost de leverul care ne duce la etajul 2 și totodată avem și viața full în momentul de față. Mamă, boys, deci sunt așa de entuziasmat să văd care-i treaba, gen. Deci dacă vedem niște Mac Meals, dar la niște meniuri de la McDonald's, să nu apăsăm pe ele pentru că explodează, bun. Opa, aici sunt foarte multe gratii cu chesturi. Înseamnă că în chesturile astea sunt niște informații destul de valoroase, boys, dacă după cum vedeți sunt numai gratii peste tot. Și avem aici o chestie. Boys, ăla este Bob, bro. Bob, tovarășul nostru din primul episod, dacă vă aduceți aminte, l-am întrebat Bob ce face aici, ci că l-au luat gărzile. Deci l-au luat gărzile și l-au băgat aici și totodată trebuie să... deci trebuie să mă duc să găsesc un lever ca să le eliberez pe Bob. Deci ăsta e frățiorul din primul episod, dacă nu vă aduceți aminte. Atunci era un villager ăsta, nu mi se încărcase bine textura, boi. Deci Bob e prins acolo, ok. Și eu ce trebuie să fac? Trebuie să găsesc un lever ca să le eliberez pe Bob. Ok, boys, ok, ok. Mamă, ce e aici? Bă, boys, ce e aici? Dă-i, mă lași. Bro, ce-i cu ăsta? Asta fie după mine. Mă lasă-mă în pace, bro. Ăsta nu merge omorât? Da, băi, deci după cum vedeți, asta nu merge omorât, așa că o lăsăm aici. Mamă, deci aici sunt foarte multe miniuri de-astea otrăvitoare de la care o primim oamenii din oraș. Mamă, câți roboți de-ăștia sunt? Bro, păi și unde trebuie neapărat să găsesc? Mamă, bă, voi vedeți ce producție se face aici de meniuri otrăvitoare de la care mi-au omorât mie toți locuitorii din oraș. Păi să nu-ți mii storage room. Mamă, frate meu, lasă, bă, mor mă odată, așa. Bun, boys, deci trebuie neapărat să găsim. Mamă, uite, ăsta e cu foc. Ai grijă, bro, așa și mai periculoși pentru că au foc, ok. Iar aici, man, mamă, ce e aici? Ok, boys, aici putem găsi. Aha, ia să vedem. Putem spargem astea? Ronald, it's time for you to stop all of this. Hai, stop my place, we will surely not win. Mamă, ăsta e Ronald. Boys, și nu mă lasă să plec. Lasă-mă să plec, frate meu. Eu i-am zis lui băiat, deci a zis că doar îi pierd timpul aici, gen. Mă, uitați-l pe Ronald. Bro, de acolo controlează totul. Trebuie neapărat, mamă, bun. Ok, s-a deschis asta. Hai să uităm în chesturile astea. Deci Ronald mi-a zis că doar îmi pierd timpul aici la fabrică și că niciodată nu o să reușesc să-l opresc din a... Mamă, lasă-mă în pace, bro. Mamă, trebuie să mă mișc rapid, să nu cumva să mă ia aia din spate. Deci, mamă, e așa de multă tensiune. A zis că degeaba stau aici, că el 100% o să continue din nou să moare lumea cu mâncarea lui otrăvită. Deci, bă, trebuie să găsesc un lever în chesturile astea, bro. No, băieți, fiți atenți. Mergem, sărim peste astea. Fiți atenți, boys, de nu 3000 IQ. Fie, sărim și peste astea, că 100% nu e aici. Deci, vă zic, boys, am 3000 IQ. Ia, aici, aici.
Bă, bă, dacă nici eu nu știu, avem aici un lever. Deci după cum v-am zis, boys, e totul super, super simplu. V-am zis că trebuie să o gândești și puțin logic, știi ce zic? Dar nu o să fie în primul, o să fie în ultimele. Ok, m-a omorât, mi-a dat respawn. Trebuie să plec neapărat de aici, bă, să am grijă la meniurile alea, gen. Trebuie să am grijă la meniurile astea pentru că explodează și din păcate o să mor, știi zic? Acum trebuie să mă duc să le eliberez pe Bob. Mamă, deci e intens, rău de tot, băieți. Sper să reușesc să... să câștig acest război cu frățelul Ronald și să-l distrug până acum și pe el și pe McDonald's-ul lui otrăvit. Let's go! Am dat asta? Bun! Let's go! We have to face Ronald workers. Ok! Find a way to access Ronald's McMill Mega Control on rooftop. Ok, boys! Trebuie să ne ducem sus la etaj cu frățiorul, cu frățiorul Bob de acolo. Deci, bă, eu zic că ne descurcăm de minune. Adică filmăm de 6 minute și ne descurcăm absolut de minune. Avem aia acolo. Hopa! Trebuie să găsesc un lever pe care să-l pun acolo. Am înțeles, boys. Let's go! Hai să merg așa. Bun! Deci trebuie să ne uităm aici să vedem dacă găsim vreun lever în toate chesturile astea. Bun, bun, bun. Ar trebui să găsim un lever, dar după cum vedeți nu-i nimica. Ok, rooftop lever. Frățiorul Bob, unde e frățiorul Bob? Vino după mine, frate meu. Ok, boys, uitați-vă, eu cu Bob. Let's go, let's go. Deci acum o să mergem sus acolo. Și dacă vă merge sus, va trebui să... Na, bă, să-l oprim pe Ronald. Hai să băgăm, băgate toate. Eu zic că suntem pregătiți. Haideți să mergem. Mamă, mamă. Bang, bang. Mă lași în pace. Și tu... Trebuie să-i punem la respect pe toți ăștia, boys. Cineva atra... A, ba nu, din greșeală am apăsat pe un McDonald's. Deci mai sunt 4 de ăștia. Mai 2 acum. Mai ăla de acolo. Și mai ăsta de aici. Gata, boys, i-am curățat și pe ăștia de pe... De pe aeroport, foarte, foarte simplu. Iar acum trebuie să găsesc o casă. Să mă urc aici, e foarte, foarte simplu. Dar frățiorul Bob, unde e, gen? Bob, ești tu pe aici, frățiorul meu, unde ești? Te-ai pierdut pe drum, Bob? Aha, lasă, stai acolo ca fraierul, eu o să fac toată treaba grea. Bine, mă, bine, hai că nu zic nimic ca până la urmă, că ai fost traumatizat, te-ai ținut băieții în lanțuri. Bun! Și am ajuns aici, mamă, ce e aici, boys? Attention, să mai vedem, deci că am intrat aici, toți roboții să fie pregătiți. Bă, am intrat, deci, boys, aici se fac, se face mâncarea, gen. Aici se face mâncare otrăvită din fabrica McDonald's. Prepare to become my meal. Și că pregătește-te. Ok, deci Ronald a dat ordin la toți roboții. M-a blocat aici, boys. A dat ordin la toți roboții să mă moare pe mine. Ok, păi eu o să fac o mini schemă și o să încerc să scap de aici. Deci uiteți-vă, toți roboții vor să mă moare. Păi, hai să spargem, boys, aici asta teoretic. Hai, sparge-o, frățiorul meu. Hai să o spargem, să fie treaba. Așa, mă, sparge-te odată, mă. Hamu. Bă, așa, bun, am spart-o și acum toți roboții ăștia vor să mă moare pe mine. Acolo e Ronald, uitați-vă la el. Are cuțitul în mână. A, bro, uitați-vă, sunt astea de la Shulker Box care vor să mă otrăvească. Ok, hai să mă bag cu ăștia. Vino aici, frățiorul meu. M-a omorât instant. Deci, bă, mamă, ăștia sunt periculoși, rău de tot. Deci trebuie să mă grăbesc maxim să-i bat pe ăștia. Trebuie să-i bat roboții lui. Ia, hai că am picat jos, hai. Trebuie să-i bat roboții. Lasă-mă, ok, am omorât. Gata, i-am omorât pe toți. Că s-au bătut între ei. No, boys, i-am omorât pe toți. You lose, Ronald. Bă, ei s-au bătut între ei, gen, știi ce zic? Și am omorât și eu. Find a way to this factory. Mamă, deci am omorât pe toți. Lasă-mă, frățiorul, în pace. Lasă-mă. Deci, boys, ăștia s-au omorât între ei și am reușit și eu, gen, să-i bat. Hai să vedem, am ieșit pe aici afară. Lasă-mă, frate, mă, dă-i. Lasă-mă, dă-i, așa. Ok, uite-l pe aia acolo cu focul. Lăsați-mă și voi cu focul, mă. Lăsați-mă în pace, știi ce zic? Let me alone. Bun, i-am omorât pe toți. Acum evadez din fabrică și mă duc înapoi în McVille. Let's go, let's go. Și aici, boys, trebuie să schimbăm harta. Băi și fete, continuăm povestea într-un mod super, super creepy. Ei bine, dacă vă întrebați ce facem în momentul de față, suntem pe a treia hartă și totodată cea finală, adică asta o să fie episodul 3 și din păcate la episodul 4 se va termina harta și să vă zic, boys, care este povestea. După ce am reușit noi, eroi orașului, să-i distrugem fabrica lui Ronald, acesta a fugit și momentan nu este găsit și momentan nu mai poate nimeni să ajungă la McDonald's. McDonald's-ul ăla și băieții McDonald's-ul din primele episoade ăla inițial, pentru că poliția îl caută pe Ronald. Însă, boys, de data aceasta s-a deschis un nou McDonald's în oraș unde Ronald nu este prezent. Însă tot aici se întâmplă chestii super, super ciudate. Deci eu zic, boys, să vedem care-i treaba pe aici. Ăsta e McDonald's-ul și se întâmplă iar chestii ciudate, gen, da, uite-vă, la prima vedere
pare un McDonald's super, ia să ne uităm pe aici. Pare ceva super normal, adică uitați-vă, e fața lui Ronald, dar până la urmă Ronald nu trebuie să fie neapărat un nesimțit, adică să fie un criminal. Hai să vedem și acolo în față, acolo sunt bar și vedeți, aici nu pot, gen, acolo, dacă mergem acolo în stânga, partea acolo este McDonald's-ul ăla inițial, dar nu putem să mergem pe aici pentru că poliția a blocat drumul. Haideți să intrăm în McDonald's. Bun, boys, deci după cum vedeți, totul este normal, nu? Adică arată, nu arată nimic ca suspect, avem aici meniurile McDonald's, totul e normal. Hai să vedem, boys, pe aici ce e. Crew work, oricum la McDonald's. De asta vedeți, McDonald's, the road is there is closed. Deci mi-a zis că drumul ăla e blocat. De la police officer. E sigur că Ronald nu este aici? Of course. Bă, Ronald McDonald, chase me in my dream. Deci băiatul ăsta spune că nu știe unde este Ronald McDonald, însă știe că cineva îl urmărește în visul lui. Ok, hai să vedem ce e aici. Bă, aici sunt mesele alea, știi, v-ați prins voi toate chestiile astea. Hopa, că avem ceva aici care scrie Special Occasions Room. Ocaziile speciale și avem nevoie de un lever. Ok, băieți. Mamă, e cineva acolo. Are o textură super, super ciudată. Ok, bro. Ok, haideți să mergem. Mergem la service area. Am intrat aici, bun, bun. Sper ca băieții să nu se supere. Avem aici un chest. Avem leverul pentru special room key. Ok. Aici nu-i nimica. Nu avem absolut nimica, bun. Ce e aici, boys? Asta e special room-ul? Sau nu e? Cred că acolo special room-ul, nu? Aici e ocaziile speciale, nu? Special occasions room. Da, aici e. Stage light, room light. Aha. Oh. Boys? Chestia aia de era aici înainte. Unde a dispărut, man? Hopa, avem short note de la Ronald, bro! Ci că don't take the lever if you don't want a nightmare. Ci că nu lua leverul dacă nu vrei un coșmar. Boys, de fapt Ronald nu a fugit din oraș, boys. De fapt el e prezent și la McDonald's-ul ăsta. Și fraierul ăla de la început m-a mințit. Ronald, oprește-te, îi zic eu. Mamă, uitați-vă. Bă, pe ce s-a întâmplat cu Ronald al meu? Uitați-vă, boys, cum arată, gen, că pentru că a fost omor data trecută. Asta nu e amuzant. Ha, 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 unde e, boys? Uitați-vă ce-mi face. Bă, nu vrei să te culci, mamă, m-a pus la somn. Hopa, și m-am trezit aici, boys, bă, ia stai. E suspect rău de tot, așa a fost echipii Ronald Head. Bă, m-am trezit aici, ce e asta, bro, unde m-a băgat Ronald? Ok, man, încerc să fug de aici, dar după cum vedeți, e foarte, foarte suspect. Ați văzut că și Ronald arăta așa ciudat, gen, bă, după ce teoretic a fost distrus, e logic de ce arată așa. Hai să vedem. Bun, bun, bun. Mamă. Oh, mamă, 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 mamă. Why, boys? Ok, ok, un monstru gigantic McDonald's care vrea să mă omoare. E așa de mare că nici măcar nu-i se vede capul, gen, ca să înțelegeți, uitați-l. Nici nu-i se vede capul, dar am o schemă cum să-l fac. Vino, frățiorul meu, vino, 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 că te fac, te fac, te fac, te fac, ești frer. Vino, 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 hai, baftă. Let's go, trebuie aici pe frățiorul Marusiancu. Dăm așa, boys, dăm. Sperăm să nu ne prindă sau ceva de genul. Bă, deci pe aici trebuie să o iau, teoretic, așa cred eu. Oh, uite-l aici, iară. Aba nu, ăsta e altul. Bă, ăsta e altul, boys. Ce-s mă cu monștrii ăștia? Mamă, ce o să fac eu? Hai, 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 frate meu, vino, 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 vino. Nici măcar nu li se vede capul, boys, că sunt prea mari. Nici nu pot să văd cine e acolo, pe bune. Hai să mergem pe aici, dar rămân fără mâncare încet, încet. N-am nici mâncare în inventar, trebuie neapărat să scap de aici. Pe bune, escape nightmare. Gata. Ok. Și am revenit aici, boys, în camera asta. Și acum trebuie să continui. Ei bine, fraților, dacă vreți să continui și să pun odată capăt la toată nebunia asta cu McDonald's și cu Ronald, lăsați chiar acum un like, deci apăsați pe butonul de like și eu voi reveni mâine cu următorul episod și totodată ultimul din această serie. Eu am fost Marusian, cu vă urez o seară minunată. V-am pa pe toți, pa, pa!